Bine ați revenit la discuția despre vestirea lui Hristos altor oameni, ca ei să știe cât de bun e și ce vrea El să facă în viața lor. Sunt împreună cu Wayne Jenkins, el e director în Convenția Baptistă din Louisiana și el a pregătit mulți oameni pentru a-L mărturisi pe Hristos. Acum, Wayne, vom schimba macazul. Ok, și noi foarte bine. Am discutat despre lucruri foarte profunde, locul și rolul rugăciunii, locul și rolul Duhului Sfânt. Astea sunt lucruri foarte adânci. Acum vom începe să le punem în practică. Avem un punte solid aici, pentru că puntea este împărtășirea mărturiei tale, căci asta e ceva spiritual. Dar în același timp este și ceva practic. Așadar, asta e o punte grozavă. Deci, pe măsură ce intrăm în aceste lucruri practice, vreau să încurajez oamenii, chiar pe tine, să nu uiți lucrurile spirituale și să mergi doar la cele practice. Ne vom ocupa de ele puțin mai târziu. Vreau să spun de ce cred că e o punte. În Apocalipsa 12 cu 11, Biblia ne spune de un eveniment viitor. Apocalipsa vorbește de viitor. Exact. Dar vorbește de biruința creștinului și spune că l-au biruit pe Satan prin sângele mielului. Ăsta e mesajul, cuvântul mărturiei lor și că ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Mărturia personală are o putere deosebită. Ea distruge forțele lui Satan, puterea lui, atunci când spui mărturia. Ori de câte ori predic la întâlniri de evanghelizare, mereu mă vei auzi spunând mărturia. Poate o voi face mereu diferit, dar îmi prezint mărturia, pentru că îi cunosc puterea. De aceea vreau să vorbim despre prezentarea mărturiei și cum să o facem, pentru că mulți oameni nu știu de unde să înceapă, cum să-și prezinte mărturia. Am discutat despre claritate și cred că mărturia trebuie să fie foarte clară pentru a avea putere. Așadar, cum facem asta? În primul rând, trebuie să știm exact ce ai spus tu, că e eficientă. Mărturia ta personală e foarte eficientă, are autoritate. Sunt unii oameni care încearcă să respingă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm la omul vindecat, citim în Biblie că le spune: tot ce știu este că era morb, dar acum văd. Da. Asta nu puteau respinge, da, pentru că era mărturia lui, se întâmplase sub ochii lor. Așa e și cu tine și cu mine. Mărturia vorbește, oamenii iubesc poveștile. Asta înseamnă că tu le vei spune oamenilor ceva ce vor să audă. Nici măcar nu trebuie să o înveți, pentru că ești tu, e o parte din tine, ea pur și simplu curge. În cele din urmă e o poveste foarte bună, e relevantă și oamenii se regăsesc pentru că toți au un gol în viața lor. Și toți sunt goi în interior. Noi avem un gol în formă de Dumnezeu, așa că tu le povestești cum te-a umplut Dumnezeu și poate semăna cu povestea lor. Acum, înainte de a trece mai departe, vreau să spun ceva. Cred că sunt oameni care au crescut în familii creștine, au crescut în biserică, acolo s-au întors la Hristos de mici și zic: mărturia mea nu e relevantă pentru că eu nu am fost un drogat, nu am fost închis, nu am fost un... Dar să știi, relevanța nu ține de asta. Relevanța ține de exact golul pe care îl avem toți. Așa este. Vreau, da, să subliniez asta, pentru că toți trebuie să știe că au o poveste de spus. Așa este. În a doua sesiune vom intra în această temă și vom vorbi specific. Există mulți oameni care au trăit într-o familie creștină, s-au născut și au crescut într-o familie creștină. Și poate că este această frică: eu n-am o mărturie așa puternică. Ba da, are și vom vorbi despre asta. E puternică pentru că povestea ta poate atinge un necredincios. Tu ne-ai spus asta, că de fiecare dată când te urci să predici, tu îți pui mărturia. Experiența te-a învățat că asta are impact în viețile celor ce aud povestea ta. În timp ce oamenii ascultă, se gândesc. La fel poate face Dumnezeu și cu mine. Are impact. Mai e un lucru, poți să o spui oricând. Poate n-am tot timpul Biblia cu mine. Poate că nu am tot timpul o broșură evanghelistică, dar tot timpul îmi duc povestea cu mine. Nu uiți ce a făcut Hristos pentru mine. Avem aici o unealtă foarte eficientă. Și acum vom vedea câteva sfaturi pentru scrierea mărturiei personale. În primul rând, toți trebuie să o facem. Ok, ne spui să o scriem ca să o avem întipărită, da, foarte clar. E. Bine. Deci o poți face în 200-250 de cuvinte sau mai puțin. Vorbim aici de o poveste spusă destul de repede. Asta înseamnă o mărturie de 3-4 minute pe care o poți oferi oamenilor oricând, nu e prea mult.
Ar fi bine să o scrii, să știi de unde începi, care e direcția unde mergi, să nu divaghezi, să nu intri în paranteze, să-ți pierzi ideea. Ok, te rog, dă-ne câteva sfaturi. Bine, ne vom orienta prezentând o schiță chiar din scripturi. O să fie simplă. Trebuie să fii scurt, tocmai ce am spus mai devreme, fii concis. 2-3, poate 4 minute. Să fie construită ca o conversație, să nu fie rigidă, să nu fie formală și să nu folosim, să nu fie jargonul bisericesc sau cuvinte bisericești. Mai spunem noi, limbajul de lemn. Dacă ne dăm seama, și noi am avut ceva dificultăți în discuția de aici, am spus oamenii pierduți și reformulam necredincioși. Ce înseamnă asta? Da, să se înțeleagă ce înseamnă. Trebuie să fii atent, trebuie să te asiguri că vorbești în așa fel încât să nu folosești anumite cuvinte bisericești. Pe care ei nu le înțeleg. E ok. Acum, Wayne, e regulă dacă le explici, dar din cauza terminologiei folosite, oamenii nu înțeleg despre ce vorbim. Chiar folosirea cuvântului mântuire e un cuvânt deosebit și noi înțelegem. Atunci când îl folosim, un om s-ar putea să nu-l înțeleagă. Dar atunci când vorbești despre întoarcerea la Hristos, despre transformările care au avut loc în viața ta. Exact. Așa e mult mai clar. În felul ăsta vei comunica mult mai bine decât folosind cuvântul mântuire. Așa e. Nu trebuie să fii preocupat în mărturia ta de cât de rău erai înainte. Mult mai important este frumusețea lui Hristos. Asta ne interesează. Și fii atent. Oh, e foarte important. Așa cum vorbeam mai devreme, aveam 10 ani când mi-am predat viața lui Hristos. Ei bine, accentuez cât de bun e Domnul, da, nu da, cât da, de rău așa erai tu. Așa că, hai să vedem. Așa, și fii specific. Nu te lăsa aprins în tot felul de detalii ca să nu pierzi ținta. Spui, uite cum eram eu, dar uite ce a făcut el ca să mă schimbe. În niciun caz, viața mea de atunci e mai bună. Ce vrei să spui? Cum adică mai bună? Povestește-le clar când Dumnezeu a făcut ceva pentru tine. Dacă e cazul, povestește-le când ai fost vindecat. Sau poate ai trecut printr-o traumă emoțională puternică și Dumnezeu te-a scos de acolo. Poate să fie orice. Și așa le spui clar despre schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu. O schimbare anume. De exemplu, rasismul la mine. El mi-a schimbat multe atitudini rasiste. Eu am crescut într-o perioadă încărcată de rasism. Deci, lucruri specifice, ce altceva? Atunci când vorbești să nu ai o atitudine negativă legată de alte denominațiuni. Sau biserici, grupuri, da, alte religioase. Grupuri. Dar așa nu o să câștigi nimic. De fapt, nu le predicăm oamenilor, ci ne spunem povestea vieții. Nu e bine și în niciun caz nu vrei să te blochezi acolo, te pierzi. Și mai este un lucru. În timp ce tu povestești, s-ar putea să se deschidă și să spună și el despre viața lui. Poate că la un moment dat vei fi șocat. Dar n-am crezut că ești chiar așa. Tu trăiești chiar în halul ăsta? Reacția asta nu e bună. Tu trebuie doar să spui povestea, da, și să mergi mai departe. Îți spun acum un lucru foarte important. Retrăiește-ți povestea. Am participat odată la o întâlnire în facultate. Și mi-aduc aminte că rectorul școlii urma să-și spună mărturia, pentru că noi l-am rugat. Se uita la început pe niște cartonașe și citea. Și în timp ce-l urmăream, a renunțat la tot ce avea scris pe cartonașele lui. A început să-și retrăiască povestea și pe măsură ce se îndrepta spre final, lacrimile curgeau din ochii lui, deși nu era un tip emotiv. Când s-a făcut liniște în sală, toți studenții au început să aplaude. Mărturia lui i-a mișcat pe toți, a fost uimitor. Da, acum aș vrea ca toți să rămâneți cu lucrul acesta. Tu ai o poveste, dacă-l cunoști, ai o poveste. Dacă nu-l cunoști, ești religios, nu ai o poveste. Dar dacă-l cunoști pe Hristos, dacă ți-ai pus credința în El și ți-a iertat păcatele, ți-a schimbat viața, dacă toate s-au întâmplat, dacă ți-ai pus credința în El, atunci ai o poveste. Și ea este unică, ea are putere mare și trebuie să o spui mai departe și altora din jurul tău. În următoarea lecție vă vom da câteva sfaturi practice despre cum să-ți spui mărturia, iar la sfârșit vei putea să-ți spui liniștit povestea. Sper că vei lua aceste lucruri și că El te va folosi. Începe să te rogi, gândește-te la povestea ta, începe să o scrii, iar în lecția următoare te vom sfătui cum să faci asta.